Sunt 32 de ani de când Elena Reiman din Țigău, Bistrița Năsăud, se află plină de bucurie pe calea pocăinței. Are acum 77 de ani, dar bucuria mântuirii și amintirea vremurilor când a primit pocăința o însoțesc zi de zi. Cu bucurie azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, vă prezint mărturia sorei Iluș. Vreau să vă prezentați și vă rog să vă prezentați pentru ascultătorii noștri. Cum vă numiți? Reiman Elena. Frații, vă spun sora Iluș. Sora Iluș. Aveți câți ani? 77. Și sunteți din localitatea? Țigău. Aici, în localitatea aceasta, când a început pocăința? Acum 32 de ani. Nu erau până atunci pocăiți, reformați și ortodoxi. Dumneavoastră, cum v-ați întors la credință? Înțeleg că v-ați întors în urmă cu 32 de ani. Din vindecarea, cum m-a vindecat Domnul, n-am vrut. N-ați vrut să veniți la pocăință? N-am vrut, nici să aud de așa ceva. Dar când toți doctorii s-au zis de mine că am tumoră canceroasă pe ficat, atunci mă chemam Bistrița în 5-5-6 zile. Și făceau analiza, se spunea că tumora nu se poate opera, și n-au și să mă ajute. Și atunci cineva m-a sfătuit să mă duc la Târgu Mureș, că Clujul nu m-a ajutat, Bistrița nu. Era duminică, luni, a mers bărbatul meu de adeverința de la colectiv, cum era atunci, și s-a întâlnit cu aia, că era două surori penticostani, și zice... Aici, în sat? Nu, în sat. Da, da, surorile erau aici. Dar nu se știe nimeni, dar soțul s-a întâlnit pe drum. Și-a întrebat că ce fac și-a zis soțul că e ultima fază. Zice, mă, până ce nu mereți la Târgu Mureș, haideți la noi să ne rugăm. Era frații Leondraș Baptist, acolo s-a adunat că s-au primit din un sfânt și astea două penticostani surori. Și atunci vine soțul acasă și îmi spune, nici o zis Jujo, am omul din acas, tăți faci, dar nu mă duc. Ce-mi pot să-mi facă mie pocăiță? Dacă atâta profesor și atâta medici nu mă pot ajuta, am știut că și ea, nu mă duc. Totuși, în noaptea aia n-am închis ochii, că și pentru mine s-ar ruga cineva. Este o postul mare, dar nu mă duc. Și dimineața trășea sora pe aici de mirea la zootehnică, ce ți-a spus soțul, da, dar vii, am eu de rușinea ei, i-am promis, dar nu mă duc. Când a venit înapoi, iar o spus și după masă, și fii atent, la ora 4 ne adunăm la rugășune. Nu mă duc. Și a venit sora acasă după mine și m-a dus la rugășune. Dar păi nu doresc să margă nimeni așa cum m-am dus eu, de rușine, că mă văd oameni, că mă bag la pocăitul în casă. N-am putut crede nimic. Când a venit frață din... Era o fetiță de 9 ani și aia avea Duhul Sfânt. Vedenie. Și vine Jujo și zice, sora Jujo, ne-am rugat Domnului și Domnul rotat că vine un suflet la Domnul, dar face sora Jujo, taci, taci. Nici atâta n-am înțeles că și-ar însemna, n-am auzit în viața mea lucrări, nimic. Și când mă duc în luntru, frață se pun în jurul mesei să se roge pe genunchi, eu nu mă pui, eu sunt reformat, reformația nu se pun pe genunchi. Și-a coborât Duhul Domnului. Simțeam că fără ca să vreau, mi s-o întoiesc și genunțăm ei. Și atunci iau hotărâri. Eu spui Tatăl nostru și ei să strige cât ori vrea. Și așa am făcut. Dar rugășinii au fost mai mare, mai cu putere și mi s-au luat vederile și n-am mai văzut cu ochi altul, numai întuneric. Și dacă deschidem, și dacă închidem, eu în spital urtă cu Biblia am fost, am cunoscut Biblia, am pățit ca Saul, am prigonit pocăința și merit să măr oarbă. Și rugășunea mai s-o continuat, era deosebit. Și la un timp a venit o descoperire pe aia la altă soră, că m-a lăsat Domnul să umblu câtă e lumea, dar medicament nu am, că numai Domnul mă vindecă. Și atunci a căzut jos valul ăla negru de pe văci și am văzut un alb și n-am văzut în viața mea. Și am strigat cu gura mare, adevărat că Tu ești Iisus, mă vinge și mă pocăiesc.
Atât a fost predarea. Când ne-am sculat, zice, frate Leondraș, sora Iruș nu spune la nimeni ce s-a întâmplat aici. Pa, Irușine Leondraș cu pocăința, cu cât ce mă întâlneam la tăt, spuneam că mă pocăiesc când vinem acasă. Și să știți că nu m-am vindecat atunci. Atunci am primit credință. Cât am crezut că am eu, aia a fost zero tot. Și am venit acasă și altă zi iau hotărâri. Eu nu mai iau calmant, aveam calmant și aveam cancer, dar numai 2 ore mă ține. Să văd Dumnezeu sau doctorii. Eram singur în casă, numai cu pucerile mele am stat până după masă fără calmant. Mi s-a balonat ficatul ca o franzilă, tumora, mi-era rău, n-are niciun rost. Nici cred, nici pocăința, nimic, iau calmant că nu mai rezistam. Și când am deschis ușa la saltar unde erau calmancele, sub medicamente era o Biblie veche, nu o foloseam aia. Și am scos-o fără ca să vreau și am deschis la familia lui Cornelius. Și am cercit și parcă acolo am fost cu ei, așa mi s-a dat o înțelepciune. Și când am terminat de cercit, l-am închis Biblia și m-am pus pe genunchi. Eu nu știu cu ce cuvinte m-am rugat, ce s-a întâmplat, dar două baltă de lacrimi am avut, atât am plâns. Și când mă scol, nu mai am tumor. Și măriță și e Domnul, 32 de ani, mai o încins și încă și încolo, câte o înțepuș de acolo niciodată. Amin. Și apoi ne-am pocăit, după 10 zile am luat botezul eu cu bărbatul meu. După 2 săptămâni, frate-mi, meu, mama, băiatul meu, 7 inși au venit la Domnul. Și așa a început adunarea aici, în sat. Da. Cum a continuat lucrarea după aceea? După ce v-ați întors? Ce au zis oamenii? A fost, cum au fost o minune, frate, că au zis că nu se poate să nu ies salvarea. Eram dusă lunar, săptămânar, că numai noi zicem așa, tătu așteptat și tătu așteptat și Domnul Iisus o proslăvit numele și nu mai o trebuie să mă duc cu salvarea. Și apoi mai s-o pocăit și așa că Domnul a lucrat, slavă Lui. N-ați avut împotriviri după ce v-ați întors? Oh, frate, am trecut în mare, dacă mai pot să vorbesc, nu-i prea mult, Domnul să fie slăvit. O trecut un an și tare am fost nemulțumit că n-avem adunare, n-am avut autorizație, eram prigoniți foarte tare, strigau după noi și erau ca în timpul lui Ceaușescu. Și într-o noapte am primit atâta, în sat este un om bătrân, la care trimite 5 lei. Și copilul tău știi cine îi. Și atunci am strigat la băiatul Eli, cine e om sărac? Că nu, nu prea mulți. Zice, bagea Andrei, era un om de 80 și ceva de ani, singur, copii în lume dus, părăsit, n-avea nimeni. Umbla în tăt satul să primească, să scoată jumătate de kilogramul de ulei, cum era atunci porția, și nimeni nu a vrut să-i dea. Și noaptea m-a științat Domnul, n-a omârs băiatul, i-a dat și am mai trimis. Și o mai trecut și primăvara am primit un șoc la culonă. N-am mai putut umbla. Și luni dimineața bărbatul meu mă să învie să sap, să lucre. Și socot la mine azi mă duc să-i duc să mânce, dar numai un pic de cârnat și un pic de uscat am dus să nu-mi și e greu. Și socot acolo sus este o fântână în dreptul cu bagea Andrei și iau de acolo apă. Și când ajung acolo, geabge, că n-am putut merge din coloană, aud pe bagea că tușește și ca când omul își dă duhul în râu. Și odată mi-a dat-o în fiul, vare bagea și-o mâncat astăzi. Pentru mine tăți se roagă, tăți să mă vinde și domn, dar bagea și-o mâncat. Și atunci m-am apucat și am părțit mâncarea în două și când m-am băgat la bagea în casă, era un fum de nu vedeai, eram nici locul căsă și când l-am propțiet,
Am zis, bage, Indrița, am dus o sârge mâncare și cu amândouă mânuri așa mi-o prins mânurile și o strigat, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Și fiorul din vârful capului în bicoloană a trecut și Domnul m-a vindecat. Mă duc în jie și zic la soț, aveam o Biblie mică acolo și cem și să mânc și zic, mă, uite, în ce hal l-am văzut eu pe bagea Indrei. În pat nu mai avea paie și obolanii tăt l-au fost mâncat. El avea un badoc și tăt lovea cu bută ca nopțea să nu-l. În pat curea ploaia că era izașul rupt. Păreții erau fumați de nu ce puteai uita. În jos era tăt scurmat de șobolani tăt păreții. Și am zis, Doamne, noi cât tăt facem curățenie și uite ce bagea în șehal, hai să ne apucăm și să-l punem pe bagea în rând. Și ne-am apucat și ne-am rugat Domnului acolo în vie. Și am văzut în vedenie o cameră și o floare s-a deschis și a umplat toată camera și era luminată, luminată. Și a zis, Domnul, dacă îl puneți casa lui bagea Andrei în curățenie, am să vă dau o casă de-asta. Eu m-am gândit că va fi în șer, și casa în șer. Dar nu așa a fost. O trecut, oamenii ne râgeau, ne-am apucat. No, avem, eram atunci 4 familii. O dus grinz, o făcut tăt, o făcut hezașul. Noi am văruit de 7 ori că fumul ăla tăt de afară. Nepotul Ghiță o dus o câine, o minune a fost. Tătă ornoiul era plin cu șobolani. 27 de șobolani prindea câinile și îl punea așa ni, pe rând. De-aia vine fumul că era plin cu șobolani. Și l-am pus în curat, în luntru și afară și oamenii râgeau că ne-am nebunit, că noi ne ocupăm cu bagea Andrei, că era un om părăsit în sat. Noi am știut că deși am lucrat. Domnul ne-a ajutat. Dar nu ne-am gândit că totuși ia și la urmă și... Asta vine vara, nu, într-o zi vine bagea Andrei. Erau surori la rugășune și striga de afară, dar avea vorbe multe, ca un bătrân. Mă, odată ne rugăm și apoi aduc eu pe bagea în Londru. Fraților, ne-am rugat și când m-am dus, după bagea nicării nu mai a fost altul. Am cătat nicării. Și asta a fost joi, seara mă duc la adunare și cântă frață, a bătut la ușa ta cineva. Și atunci am primit, astăzi, prin bagea, am fost la tine și n-ai deschis ușa, dar să-ți iert păcatele, mângineață, duce și pune-l în curat. Fraților, toată lumea mirea la colectiv, eu plângând m-am dus în sus. Când m-am dus, zic, bage, Andrei, am venit să-ți spăl hainile. Eu zic, bine, ai făcut, că câte o farfurie de zupă mai ne-aduc, dar nimeni nu m-a spălat de primăvară până în tom. Așa mi s-a umplut pișoarele de puriș, eram negru. Unul nu m-a împișcat, nici nu mi-era groază, numai de bucurie că Domnul să mai ierte păcat. Și-am și iertăce hainile și-am pus în curat pe bătmul și-am pus de teteu și l-am curățit. Și asta a fost, Doamna, am fost mulțumit că Domnul m-a ajutat. Și vine primăvara. Iar mere Ghiță, zice, vai mătușă, îi bai cu bagea, nepotul meu, îi bai cu bagea Andrei că îi împat geas, Doamna, o căzut în gripă și tot așa, cum s-a îmbrăcat, cum a fost... Acolo era. Și eu am fost bolnav, în iarna aia n-am putut merge, tot în gripă grea era. Și merem cu Ghiță, el îl barbirește, eu îl tung. Era un om micuț, l-am făcut baie, l-am pus în curat, avea niște costume, l-am spălat încă așa umbla ușor și le împirluială. Dar un pic de greață, să mai frică să-mi și nu știu cum a putut să-și. Și l-am pus în curaj și după trisele a murit bătrânul. Nici atunci n-am știut că ce va fi. Și după 2 zile, dacă l-au venit fișorii, l-au dus, l-au mormântat cu prapuri, așa ca ei.
Și am primit să merem să cumpărăm o grad, dacă acolo vrea Domnul să facă casă de rugăciune. Avea un graj de rău și bucătăria aia amărâtă. Și ne-am dus și mere frate meu și zice la fișorul, și ce faci, Emile? Zice, aici ai mătușa și veșina să vând o grada, dar mă, nu poți să dau la nimeni numai ție. Am văzut prima sen. Și ne-o dat-o și am făcut o grajdă ăla pe din afară graj și în luă într-o casă de adunare. Și așa ne-am bucurat și când a fost gata ne-o trimis de la sfat să nu ne băgăm că vin să ne dărâme. Și-o venit și ne-o dărâmat. Dar când se făcea grajdul, iară mă rugam și Domnul a zis că a vrut să dărâme aia, era spui, dezastru bucătăria, să nu o dărâmați bucătăria, că când așa aia mare dărâmat, aici aveți aduna și bine să-l ascultăm pe Domnul. Și nu o dărâmat frață și nu o dărâmat ai mare. Și încă vreo 5 ani ne-am mutat în aia mică. Câți nu m-au fost veniți, toată lumea au zis că așa un har, că în bucătăria aia nu mai o prins. Nu așa, păi după aia am făcut, l-o rădicat iarăși dacă o trecut revoluția. Nu așa, păi mai mulți am fost și acum e una mare făcută, așa e o dărâmat-o și slavă Domnului, așa e o lucrat. Spuneți că n-a fost așa har ca și acolo în căsuța aia mică niciodată. Câți nu m-au trecut, așa ne era de rușine, vineau din Cluj, domn, vineau din ce părți. Și domne, dar cum să sunt oameni ăștia, oricât am văruit, nu mereu fumul ăla afară. Și toată lumea care se mai întorce și des în viață, tot mărturisă despre bucătăria aia. Dumneavoastră, cum vă aduceți acum aminte de trecut de 30 de ani, de vremurile acelea? Vă e dor de vremurile acelea? Cu durere, cu durere și cu dorință. Aș mai vrea să mai ajungem încă o dată. Chiar prin suferință, dar o meritat. Atunci și copiii și care nu m-au gustat pe Domnul, era deosebit pe la noi. Domnul să-și ies slăvit. Cum erau părtășiile atunci, în vremea aceea? Nespus de mari a fost. Ne adunam la fratele Ondraș o an de zile, în fiecare zi. Mirem la ora 9 și vinem la 1, la 2, cât să ne haru. Zi la zi strigau după noi brigaderii toți, nu lucră, lumea se roagă, nu ne păsa ce nimic. Și așa s-a început apoi adunarea penticostană, prin rugăciuni, prin post. Domnul ne-a ascultat, slavă Lui. Ce alte lucrări a făcut Domnul atunci? Da. Câteva din lucrările mari pe care le-ați mai văzut de atunci în față? Mulți, frate. Mulțe, Domnul să-și e slăvit. Prima dată, dacă s-a făcut casa de adunare, vine frață, țineam nopți de veghe, vine până la ora 2-3 noaptea, bucesc cu Duhul Sfânt, mărit să-și e Domnul. O noapte era sâmbătă Paștilor și ne rugam Domnului până la ora 11 și la 12 am primit, era frate meu, copiii lui, familia noastră și să ne culcăm că dimineața Domnul ne împărtășește din înviere. Ne-am pus jos, atunci avem numai o cameră călzită, tot pe jos s-a culcat frate meu cu copiii. Și la ora 5 am fost toți culați, pe genunchi lângă masă, eram în aia la altă cameră. Ne rugam un har deosebit și odată s-a deschis ușa la coridor, în șed, după aia la altă ușă. Între noi a trecut ca un vânt lin,
s-a deschis aia la altă ușă și aia la altă ușă și la aia la altă ușă, iară băiatul meu s-a sculat pe genunchi și a ieșit până aici în coridor să vadă. Și a venit cineva. Păi a fost un har deosebit și până în dimineața la 7 stăceam pe genunchi și vine la mine, mamă, să mă duc la lucru. Era tractorist. Zic, duce. Și mă la Chiraleș și acolo zice, era un șefor ce potrivitor, copile, ești pocăit. Da, duce acasă. Noi încă eram pe genunchi. Și el a venit acasă și am mulțumit așa ceva, n-am mai prins, Domnul să-și ies slăvit. Spuneați că ați fost vindecată, Domnul v-a vindecat de boală. Spuneați că mulți s-au întors în satul acesta, da, prin încercări. Au mai fost și din familie sau în familie n-au fost bolnavi? Nu, că în familie au venit. Au venit când v-ați întors dumneavoastră? Da, da, și apoi au venit. Era o soră din vecin. Avea tuberculoză și tot am mers la Gigea și peste tot și nu s-o, doctorii tot s-o abzis, nu puce vorbi, nu puce umbla. Și am primit cu o soră să merem acolo 9 zile la rugăciune. Și Domnul ne-a ajutat și tot ne-am dus la ei. Și la o rugăciune, Domnul rătat ca un cuie de pilon și-o scos din spațiile ei și atunci s-o strigat cu gura mare că Domnul i-a făcut vindecare și s-o pocăit și ea și măsa și-o venit pe jos în adunare mulți ani, o trăit 82 de ani, în anul trecut a murit, s-a dus la Domnul. Și așa că mulți așa au fost minuni care erau foarte mari. Era un frate paralizat în pat și s-a dus fratele Andra și la el. Nu putea vorbi, nici să umble, era și bătrân. Și a zis fratele Andra că crezi că Iisus a murit pentru dumneata. Și atunci a apucat să plângă și n-a putut să vorbi atât, dar greu a rătat. Și din clipa aia Domnul l-a vindecat, i-a dat botezul și au venit fratele mult timp în adunare, de era o minune în sat, no, cam de ce au scos Domnul la noi. Eram aici în vecin, iar e curios, era vecinul. Și cum aveam nopți de veche, în aerată cameră ne rugam și el urca pe scară să vadă în lundru că ce facem. Și femeia zice, fii atent, Doni, ilușnini are vegeanii și ce vede, dar nu întâmplător a spus. Și când a zis, fii atent că ce vede, atunci cu scară, cu tăt, s-a zburat încolo, nu a căzut jos, numai cu scară, cu tăt, până în jos. Și acum și el e pocăit și femeia și fată s-a fișor, Domnul să-și e slăvit. Eram atunci mult ce ne priveam, dar măriță și e Domnul. Atunci nu era rușine, că ce zic, încă ne bucuram. Astăzi se mai pocăiesc oamenii? Nu ne lăudă. Nu ne lăudă. Acum ați mulțumit cu starea lor, cu mersul lor, cu libertate, dar va veni o zi când s-or trezi. Da. Doamne ajută!